Vrea cineva să fie primar? Cine vrea primar? La liceul Mihai Eminescu au fost întâmpinate cu pâine și sare. Apoi au vizitat cantina instituției, unde în acel moment copiii luau masa de prânz. Poftă bună! Ulterior, Gabriela Firea și Silvia Radu au mers în sala de sport și au făcut selfie cu copiii. Primarul interimar de Chișinău a menționat că istoria acestui liceu nu este una tocmai fericită. Cabinetele au fost inundate în timpul ploilor de vara trecută, în timp ce meșterii schimbau acoperișul. Statul român s-a angajat să suporte o parte din cheltuielile de reparație. În total, pentru reparația clădirii ar fi necesare 25 de milioane de lei. Până acum, banul public nu s-a gestionat corect, acoperișul nu s-a construit la timp, după ce a fost construit, a fost reconstruit de 2 sau de 3 ori. În primul rând, trebuie să fie realizată o evaluare și pe urmă vom putea să stabilim costurile. Copiilor li s-a spus cine vine la ei, dar ei nu știau cum o cheamă pe primărița din România. Primarul Bucureștiului. Cum o cheamă? Primărița, sincer nu știu. Știu că a fost primarul de Chișinău și de București la noi astăzi, în liceu. Primarul de Chișinău este Silvia Radu, dar crește, nu ți-e minte. Gabriela Firea a vizitat și biblioteca Onisifor Ghibu, unde a donat 600 de cărți. A vorbit despre un proiect reușit al ambilor primării, Biblioteca Ghibu, de a pune în valoare o instituție care își merită numele de standard al patriotismului. S-au plimbat prin oraș la bordul unui Lexus. Oaspetele de la București au menționat că ar încerca să circule și cu transportul public din Chișinău, dar nu crede că îi va rămâne timp și pentru asta. Suntem oameni normali și mergem și cu mijlocul de transport în comun, nu doar cu mașinile mici, cu aer condiționat vara și căldură iarna. Primărițile au venit îmbrăcate în iile pe care și le-au dăruit la întrevederea de acum câteva săptămâni la București. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjori. Am venit aici ca o soră, iar noi toți am venit aici ca frații voștri și nu doar ca prieteni sau ca vecini. Gabriela Firea a mai promis că România se va implica și în reparația maternității numărul 1 din Chișinău. Apoi primărițele au făcut și schimb de cadouri. Acum 3 săptămâni, Silvia Radu și Gabriela Firea au semnat un program de cooperare între cele două orașe. Primăria Chișinău s-a angajat, între altele, să înființeze o linie de transport spre obiectivele turistice și culturale românești, iar Primăria București să pună la dispoziție, în acest sens, 2 autobuze.